Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem cu domnul Sorin Oprea și, după cum am promis, vorbim despre viața dânsului. Este foarte important pentru că revoluționar nu te naști peste noapte. Ai ceva în spate. Ca să ajungi în fruntea unui mare grup, ai ceva în spate. Iar asta înseamnă să auzim și să vedem care este biografia domnului Sorin. Vă salută! Salut, da, bine m-am regăsit. Păi nici nu știu de unde să încep. Să încep de... Păi, poate chiar de la povestea cu Magiunul. Deci eu sunt născut, sunt mehăleanț, sunt născut în Mehala, într-un cartier mărginaș al Timișorii, foarte sărac pe vremea aceea, vorbim de anul 1962. România venea după al doilea război mondial, comunismul era în floare, sistemul era în formare, sigur, eu nu aveam nimic de unde să știu. Fac parte dintr-o familie de oameni simpli. Tatăl meu a fost copil de trupă. La 12 ani l-au luat în armată și căra mâncare pentru soldați. E născut la Fusea, lângă București. Mama s-a născut la Sighetul Mărmației. S-au întâlnit după război. Părinții, mama mea a fost refugiată când ungurii au ocupat Ardealul. Au trebuit din Sighetul Mărmației să se refugieze la Arad și au avut rude, dar ei nu s-au mai întors. L-a cunoscut pe tata, s-a căsătorit și primul a venit fratele meu, Ovidiu, după care am revenit eu. Ulterior, mai târziu, a venit sora mea, Raluca. Aș vrea să menționez foarte mult, părinții mei n-au fost nici comuniști, nici activiști, nici membri de partid. Au avut mari probleme, din cauza aceasta n-au putut să avanseze în funcție. Tocmai pe motivul că au refuzat să fie membri de partid. Dar, un lucru extraordinar de interesant, mama mea era operator telefonic. Pe vremea aceea, în perioada când m-am născut eu, nu exista telefonie mobilă și nu existau chiar telefoanele. În anumite localități se făceau prin mufă, prin centralistă, operatoare. Inclusiv operatoarele de telefonie internațională. Mama, v-am spus cu toate că n-a dorit să fie niciodată, a fost una dintre persoanele care 13 ani la rând a fost considerată fruntașă în muncă, cea mai bună telefonistă din țară și a fost premiată 13 ani la rând cu 13 medalii a victoriei socialismului. Cu toate că, v-am spus, nu era membru de partid. Dar, bineînțeles, sistemul îi plăcea oamenii care munceau greu. Revoluția a prins-o în același loc de muncă? Revoluția a prins-o tot ca telefonistă, sigur. Era aproape de pensionare, dar încă mai activa. Da, era la centrala din centru, care există și acum, am o centrală de telefonie, sau poate că clădirea, instituția de telefonie există și acum. Ea aparținea de poșta centrală, care este vis-a-vis de lângă Consiliul Județean. Sigur că în 35 de ani s-au făcut schimbări, eu nu mai știu așa de bine. Oricum, așa cum am zis, mama avea o colecție impresionantă de medalii de fruntaș în munca socialistă. Aș putea să zic că primul meu conflict care l-am avut a fost în școală, am fost clasa a doua și mă jucam... Conflict cu sistemul? Cu sistemul. Bun. Cu sistemul, să zicem așa. Sau, Da. Poate chiar niciun conflict. A fost un moment în care eu mi-am dat seama ca și copil, la vârsta aia, cât aveam, 7 ani jumate, 8, că ceva nu regulă. Nu știam eu să-mi explic, eram copil, dar ceva a fost rău. Mama ne-a iubit și tata și, cum să spun, pe noi mama nu ne-a bătut. Cum să spun, tot timpul au folosit educația verbală. Chiar dacă eram năzbătioși sau făceam prostii, pur și simplu ne-a dojenit, dar cu vorba. Nici de cum. Noi nu știam ce înseamnă bătaia de la părinți. Din punct de vedere, pot să-mi ridic pălăria în fața părinților mei. Deci revin, eram în școală, mă jucam prin școală, eram într-o pauză, eram clasa a doua și am ajuns la subsolul școlii, unde era cantina și pe un rastel erau înșirate gemuri făcute de la CAP-uri care erau livrate școlii pentru micul dejun, pentru diferite prăjituri. Și eu, din curiozitate, am băgat degetul, am spart un celofan și am băgat degetul și m-am servit cu niște gem. Cred că era de caise, că avea o culoare frumoasă. Și mi-a plăcut, da. Deci, 50 și ceva de ani de atunci. În fine,
Și am mâncat cam un sfert de borcan și, bineînțeles, a apărut o profesoară care m-a văzut din școală și de acolo a început tot tâmbălăul. S-a făcut consiliul de profesori, s-a făcut careul în școală, toată școala a fost adunată și m-au crucificat. M-au pentru dat exemplu. Acel gest. Pentru acel gest. Deci, cum, de unde am învățat eu să fur? Nu furase nimic, am gustat un gem. Astăzi mă pufnește râsul. În fine, a trecut acea, părinții au fost informate, maică-mea venea de obicei la școală, a fost muștruluită, vă dați seama, sistemul nu permitea abateri de genul acesta. Vine clasa 5-a, aveam o dirigintă, se numea, i-am reținut numele, Dela Marian. A fost profesoara noastră de geografie și eram clasa 5-a. Ce mi-a venit mie, așa, mi-am luat toate medalele lui mama, toate 13, mi le-am pus pe piept și m-am dus la școală. Cu medalile mamei, eu fiind foarte mândru de mama. Și am ajuns acolo și când a intrat diriginta în clasă și m-a văzut, a zice, ce faci, măi, nemernicule? Și mi-a dat o palmă, atâta de tare a fost palma aia, că mi-a rămas imprentată urma de la degete pe față până și când am ajuns acasă. Și mama m-a văzut că era așa, o urmă gălbuie, puțin vineție. Și zice, ce s-a întâmplat? Păi zic, m-a pleznit profesoara. Păi de ce? Păi zic, uite asta. Și mi-am desfăcut, că era octombrie, mi-am desferit haina care o aveam și că mi-am luat medaliile tale. Păi de ce le-ai luat? Păi că na, m-am bucurat așa că le-ai câștigat. Ce știam să-i spun? A zis mama nimic, a fost acolo. Pe scurt, ca să nu așa, profesoara, din nou am fost chemat de către director, a fost chemată mama, ce-s cu abaterele acestea. Într-adevăr, au mutat-o disciplinar pe femeie. Mama a făcut un scandal foarte, foarte mare. S-a supărat. Bine, și-a apărat copilul. Ăla a fost a doua chestie. A treia a fost, cred că, prin clasa 6-7-a, când am trecut pe roșu. Mă duceam spre școală. M-a văzut un activist de partid de la primărie, m-a oprit, mi-a rupt urechile, m-a luat de ureche urât de tot. La ce școală sunt? De fapt, aveam emblema Eftimie Murgu pe uniformă, că aveam cu emblema școlii. A venit acolo, am trecut pe roșu, m-au dat exemplu din nou de om rău contra sistemului. Cum am putut eu să trec pe roșu? Da seama. Și uite așa, 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 așa. Bineînțeles, am ajuns ca fapt divers, după ce am terminat armata până la 28 de ani, am lucrat în 8 locuri de muncă. Cartea mea spune foarte clar, pentru că intram tot timpul în conflict cu directorii. 28 de ani fiind vârsta pe care o aveați când a venit Revoluția. Da, da, 28 de ani, da. Am plecat în armată. În armată am făcut armata la Oradea, la școala de șofer. Și o paranteză mică. Vă rog. Dar copacii din parc, pe la ce vârstă îi... Păi cam toți copacii am cățărat, da. Pentru că ne-ați spus că... Sigur, aici am copilărit în orașul ăsta. Și ați avut și două evenimente mai puțin... Da, puteam să mor. Să una, ne spune și despre ele. Una este, m-am urcat într-un copac și am vrut să culeg niște mere pădurețe și m-am întins după un anumit fruct și n-am realizat, eram pe la vreo 3-4 metri înălțime, n-am realizat că în față era un pom rupt, care era ascuțit ca un țăruș. Și pur și simplu, când am căzut, m-a ras la bărbie aici. Norocul că dacă era un centimetru mai în față, adică mai în față, da, mă trăgeam țeapă, pur și simplu, puteam să mor. Și al doilea vinul s-a decurs în timp de un an. Mama ne-a cumpărat o bicicletă mie și fratele meu și am venit de pe podul de Malamaria către centru și foarte mândru de bicicletă, m-am uitat către tramvaiul care mă depășea și nu observase o mașină care era parcată. Și am intrat prin ea, am intrat prin parbriz, am ajuns pe locul din față, am fost inconștient vreo jumătate de oră, a venit salvarea, m-au resuscitat și da, n-am avut sechele, n-am avut nimica, dar puteam să mor foarte ușor, dacă pare interesante lucrurile acestea. În fine, deci... Bun, și a venit armata. A venit armata, am plecat în armată. Bineînțeles că în armată i-am văzut pe... Adică eu am fost la școala de șofer și trebuiau să facem ore de conducere. Din păcate, ofițerii noștri de care ne conduceau erau mână în mână cu instructorii civili și furau benzina de la... Noi făceam conducere pe camioane pe benzină.
erau camioane pe benzină, vechi, nu pe motorină. Nu erau pe motorină, erau pe camioane pe benzină și furau benzina și o foloseau în interesul propriu. Și eu m-am revoltat că nu aveam ore, nu făceam ore. Am zis, ce vreți să învăț? Ce condus vreți să învăț dacă n-am ore? Deci înțeleg că era o sămânță de spirit, să zicem, rebel sau da, cred curajos? Da, cred că am fost puțin așa. Parcă mi-o căutam cu lumânarea singur. Înțelegeți? Și când m-am dus la comandul unității și că locotenentul s-a certat cu mine, adică a țipat la mine, m-a umilit, cred că m-a și împins, a zis că nu fac ce vreau eu, că sunt subordonat. N-am zis nimica și comandantul unității a văzut această divergență între mine și locotenentul meu de pluton și a venit și a zis, ce-i? Și am spus, domnule comandant, se fură din benzină și nu avem ore suficiente. Credeți că comandantul m-a pupat pe ambii obraș și a zis, bravo, Sorine. Probabil că știa ce se întâmplă. Drept mulțumire că am zis că se fură benzină, n-am mai luat categoria B, nu mi-au dat decât C-ul și E-ul. Că noi toți eram pregătiți să plecăm fiecare dintre noi, era un pluton restrâns, fiecare trebuie să luăm B-ul, C-ul și E-ul, profesioniști, plecam la unități, toți să fim șoferi de comandanți, pe mașini pentru comandanții unităților din țară. Eu n-am mai ajuns, am ajuns la vânător de munte la Câmpeni, în județul Alba. Deci iar sistemul v-a lovit? Iar m-a lovit sistemul. Nu mi-a dat categoria B, mi-am luat ulterior după ce am terminat armata, nu era o problemă asta, dar m-au pedepsit pur și simplu. Da. Și de ce m-au? Nu pentru că eram eu rău. Așa, nu, pentru că ați venit și l-ați eu eram sportiv de performanță, am făcut lupte, am făcut rugby, am făcut fotbal, eram chiar foarte bine făcut. Am fost campion republican la lupte libere, la junior, la 13 ani și jumătate, la categoria 5-6 de kilograme. Deci, cum se spune, eram un tip sportiv. Nu pot să zic că armata chiar mi-a fost foarte ușoară dintr-un anumit punct de vedere. La alergări, la astea eram bine. Nu, gâfâiam și eu ca toți ceilalți, dar chiar mi-era plăcută. Lăsând la o parte frigul din sala de învățământ, că nu se făcea foc și afară erau minus 12-15 grade, ba, mă rog, se zice că armata te întărește. Pot să zicem și adevărat. Cât timp ați făcut armata? Am făcut mai mult de un an și 6 luni, pentru că a fost o problemă cu rușii la granița de est, pe vremea aia. A fost o problemă cu rușii și ne-au ținut vreo 3 luni în plus. Și pe mine, că eram și ăla răzvrătitul, că să n-aveți impresia când m-au trimis la Câmpeni, bineînțeles că i-au anunțat, vedeți că ăsta e unul de ăla răzvrătit, rebel, de ce? Aveți grijă de el. Din start. Cert este că nu m-a lăsat să plec acasă în toată perioada aia. Deci toți colegii mei au fost acasă, exceptând pe mine. Nu m-a lăsat niciodată să plec acasă. Până am terminat armata. N-am plecat în nicio permisie. În fine, mă reîntorc acasă, văd că ceva nu e regulă, nu-mi place, mă dau afară din primul loc de muncă. Am lucrat la Imaia, se numea, era uitasem să spun, ultimul an de liceu am fost mutat disciplinar din... Eu am făcut școala la liceu agricol, că am vrut să devin doctor veterinar și pentru că, tânăr fiind, aveam 17 ani, mă îndrăgostisem de contabila. Contabila școlii era o femeie tânără, avea 21-22 de ani, aveam 17. N-am știut că, de fapt, ea era amanta directorului. Iar directorul a aflat că eu o curtam și... Ce putea să facă directorul un lucru mai bun decât să mă mute disciplinar, să-mi găsească o variantă și să mă mute disciplinar. Și m-am mutat disciplinar ultimul an de liceu la Câmpeni de Ilfov. Asta doar că o plăceați sau a fost mai mult? Probabil că, da, a fost mai mult, dar el nu i-a convenit. Și ca să scape de mine, asta a făcut. Da. M-am mutat disciplinar. De ce încă o dată v-ați mai lovit cu... Încă o dată, m-au trimis acolo. N-am avut ce să fac, am plecat. Nu zic că înainte de a se termina liceu, mi-au spart ușa colegii de la școală, de liceu, mi-au furat toate hainele, tot m-au lăsat cu hainele de pe mine. Norocul că am vorbit cu o telefonistă de acolo din sat, din acel sat, și la legătura cu mama, care era telefonistă, colege, și mi-a dat bani împrumut ca să pot să mă întorc acasă, după ce am terminat școala. În fine, mă întorc înapoi acasă, eram puțin, vă spun, mă dau afară de la Imaia, că nu corespund standardului. De ce nu corespunde standardul? Sau vorbim despre asta după o scurtă pauză? Da? Sigur. Continuăm după o scurtă pauză. Acum suntem cam la primul loc de muncă că ați avut la Imaia, propriu... sigur. Deci m-au dat afară de acolo, că nu corespundeam standardelor.
Și pur și simplu, la un moment dat, toate lucrurile astea adunate de-a lungul vremii, pur și simplu nu m-am regăsit în orașul în care am copilărit. Și în mod legal m-am înscris, am plătit o taxă și m-am înscris pentru părăsirea definitivă în alt țării. Am dorit să plec să părăsesc țara. Foarte interesant că în dosarul meu de la CNSAS, știți că fiecare este verificat dacă a fost informator al securității sau nu, dar în dosarul meu există o acoladă și scrie pașaport. Probabil că dacă cineva asta, și eu am fost foarte surprins și am zis despre ce este vorba. Pentru că sunt două momente care sunt legate de mine de pașaport. Una, când am aplicat de pașaport în 1982 ca să părăsesc țara și am avut un interviu la primărie cu niște activiști de partid și m-au refuzat. Și a doua este când la Consiliul Județean, după ce am avut dialogul cu Dăscălescu, a fost și printre cei care n-a fost numai Dăscălescu, a fost... S-a referit în decembrie... În decembrie 20. Pe 20 decembrie. Când am avut discuția cu Dăscălescu, cu colegii mei împreună, n-a fost numai Dăscălescu, a fost primul secretar Bălan, a fost fostul prim secretar Pacoste, a fost ministrul tineretului și sportului Toma, toți directorii de întreprinderi și alți activiști și așa mai departe. Dar uitasem să vă spun cu greva foamei. Păi stați că suntem la primul loc. Suntem la primul loc. Haideți că n-am ajuns, da. Și ei erau acolo. La un moment dat, după ce am făcut noi cererea către Dăscălescu, lumea scanda afară, noi, prin avocatul Petre Petrișor, fotografie pe care o să vă arăt, s-a citit tot ce am scris pe acea... Deci, o hârtie a plecat către consulatul sârbesc, o hârtie a fost citită și o hârtie a fost, una dintre ele a fost dată lui Dăscălescu. La un moment dat, ministrul Toma vine la mine și tovarășul Oprea. Foarte interesant că eu nu m-am prezentat niciodată. Dar ei știau cine sunt. Și cred că știau toți care sunt acolo. Aveau sistemul lor de informare, bineînțeles. Și tovarășul Oprea zice, tovarășul Pacoste vrea să vorbească cu dumneavoastră. Și atunci eu am zis da. Zice, haideți să ieșim afară. Și am ieșit pe ușa de la ieșirea din sala de ședințe. Și Pacoste cu ochelarii lor, că avea niște ochelari mari cu dioptrii, zice, tovarășul Oprea, știm că ați trecut frontiera, știți că vreți să plecați în străinătate. Ce, haideți tu așa, da, ieșiți la balcon și spuneți-le oamenilor să plece acasă, că totul se rezolvă, totul e în regulă. Asta era un fel de șantaj? Nu. Nu? Nu știu, nu cred că a fost un șantaj. Adică, stai să vedem, că n-am terminat. Zice, și vă trimit cu toată familia cu avionul de Austria, de Viena, după masa asta. Și atunci m-am uitat la el și m-a pufnit și am zis, am zis, tovarășe Pacoste, și morții m-ar urâ și m-ar blama dacă aș face gesta. Îmi pare rău, nu pot să fac. Și m-am întors și am intrat în sală. Nici nu eram eu confortabil să fiu singur acolo, că eram păzit. Erau numai securiști cu armele și așa mai departe. Asta a fost episodul. Și am intrat înapoi. După care, bineînțeles, așa cum am zis... Deci ați aplicat pentru plecare din România? În 82, în 82 am plecat. Ulterior, mai târziu, peste câteva luni, am fost anunțat să mă prezint la un interviu, am fost, erau acolo un prezidiu, m-au verificat de ce vreau să plec, le-am spus că nu mă mai regăsesc în țară, sufăr, nu găsesc un loc de muncă, tot timpul intru într-un conflict, poate eu sunt vinovat, poate sistemul e vinovat, cum vorbești, tovarășe, așa, ce sistem, cum să fie sistemul? Sistemul îți dă locuri de muncă, îți dă asta, zic, da, știți cum e. Mai trebuie să ne și placă ceea ce ne dați. Zice, bine, o să primiți răspunsul acasă. Bine, a venit răspunsul acasă, am fost refuzat, mama a fost retrogradată din funcție, tata la fel. Asta după ce ați depus această solicitare. Bineînțeles, părinți, așa. Mie n-aveau propoziție să-mi facă, dar, adică au avut ce să-mi facă la un moment dat, că eu am avut câteva locuri de muncă, așa cum v-am spus, în 8 ani am avut 8 locuri de muncă și unul dintre ele a fost la o fabrică de pantofi, de încălțăminte. Se numea Banatu, nu mai există acum, iar la fabrica Banatu ei lucrau foarte mult cu Otterul din Germania. Propriu zis, toată ștăbimea din oraș și până la București era încălțată cu pantofi Otter.
pantofotori care erau mult mai frumoși, mult mai... Veneau totul cu materiale, cu piele nemțească. Venise moda cu injecția tălpii, cu material poliuretanic. Chiar începuse moda. Acum e ceva, o normalitate, dar pe vremea aia apăruse primii. Otterul venise cu tehnologia asta, aveam mașini de injectat. Eu lucram la bandă. Toți muncitorii din fabrică aveau dreptul să-și facă câte o pereche de pantofi. Mi-am făcut și o pereche pe care îi scoteam la aveam un magazin de prezentare, ți-i făceai și ți-i băgai în magazin de prezentare și plăteai o sumă de rizorie de 10 lei și îți luai pantofii. Și aveai pantofi frumoși. Eu mi-am făcut și eu și la un moment dat, ce s-a întâmplat? Din păcate, pantofii se fac pe branț lat și pe branț îngust. Pentru picioare late și pentru picioare îngust. Astăzi sunt anumite firme internaționale mari care mai fac jumătăți de măsură și așa, deci nu fac numai 41, 42, 43, 44, fac 41 jumătate, da. Fac 41 jumate pe braț îngust, pe picior îngust. Sunt mai scumpe, dar sigur că sunt firme și la ora actuală care fac acest lucru. Iar eu mi l-am făcut, din păcate, eu am un picior lat și mi l-am făcut pe braț îngust. Pur și simplu, pantofii îmi păreau mici, mă strângeau. Mai și ce să fac? Eu fiind aici, știam că toți bișnițarii sunt în față la palas, la restaurant Palsa, acolo se vindea și țigările Kent și cafeaua și tot. Erau bișnițari care erau de când era lumea și pământul. Securitatea tot de la ei se aprovizionau, cu permisiunea lor. Da. Cu schimbul de valută, cu tot. Exact. Erau aici. Dădeam nas în nas cu ei în fiecare zi locuind aici. Eu nu făceam asta, dar îi cunoșteam. Și când m-am dus, le zic, bă, unde, ce să fac? Să-i vând, să-mi cumpăr alții. Am zis acolo și m-am dus la un bișnițar și am zis, bă, nu vrei să cumpere pe mine? Bă, da. Păi, uite, cât de mică, mă duc să-i probez și așa. I-am dat. Am stat liniștit acolo, era o, cum se spun, un scaun la intrare pe restaurant, am stat acolo. Dintr-o dată pe urt un locotenent și un subofițer m-au luat pe sus, m-au băgat în spate acolo și am început să-mi dea pumnii în stomac și în spate la ficat aici. Și am zis, stați, băi, oameni buni, care e problema? Eu am încercat să mă apăr cât m-am zis, dar mai mult am fost surprins decât. Înțelegeți? Și după ce m-au căsăpit bine, zice, ce bă, banditule, fur pantofi de la banatul? Stai, doamne, puțin, că nu-i chiar așa, am avut o pereche, i-am cumpărat legal, dar, zic, mi-am făcut mai mici și am vrut să fac și eu un ban pe ei ca să pot să mi-i cumpăr. Du-te, mă, că tu ai mai mulți pantofi furați. Zic, veniți aici, locuiesc aici, veniți, furați, eu am cheie, veniți în casă. Eu stăteam la părinți, veniți aici să vedeți dacă găsiți o pereche de pantofi în casa mea. Au venit cu mine, nu mi-au făcut nimic. Au venit cu mine, am intrat acolo sus, în apartamentul părinților, eu încă locuiam la ei. Mi-au verificat toată casa, au scotocit-o, vraiște au făcut. Și la un moment dat au deschis niște sertare la noptiere, un dormitorul părinților. Și zic, ce faceți, scotați pantofi în noptiere, că sertare mică de ta. Zice, tu să-ți ții gura că ești sub tutela noastră. Zic, eu nu sunt sub nicio tutelă, ia marș afară toți. Atunci am fost liniștit, că eram acasă. Și zic, ia marș afară. Și au vrut să mă ia cu forța. Eu mai rapid ca ei, am ieșit pe balcon și am sărit pe partea altă de balcon. Pur și simplu eram în exteriorul balconului. Și zic, dacă mai faceți un pas, mă arunc. Bineînțeles că am blufat. Și s-au speriat. Și au ieșit și ce bine. Și când au ieșit afară, au lăsat jos o hârtie, o invitație la poliția municipiului. Pentru a doua zi. A venit mama acasă, i-am povestit tot ce s-a întâmplat. Și zice mama, hai că mergem mâine. Zic, mamă, eu am avut o presimțire. Deci vreau să spun că în viața mea, bănuiesc că toată lumea care este în situația mea, nu sunt singular, dezvoltă un al șaselea simț. Simte primejdia. Și vreau să spun că în 69 de ani de-a vieții mele, întotdeauna când am simțit primejdia, a fost primejdie. Și de câte ori m-am ferit, am scăpat de primejdie. A fost în numeroase cazuri în viața mea, în diferite feluri. Nu-i neapărat nevoie legat de un lucru anume. Dar am simțit că ceva nu e regulă. Și chiar și atunci am simțit că ceva nu e regulă. Și am zis, mamă, eu nu mă duc. Vino cu mama, că cu mama ești liniștit. Mama săraca nu știa cine e securitatea și poliția. Și m-am dus la municipiu, am venit acolo, m-au invitat foarte politicos, m-au dus la un birou la etajul 3, poliția municipiului, de acolo m-au transferat poliția județului și mă duce la etajul 3, mă pune pe rotisor, rotisorul însemnând te suspendă între două birouri, cu mâini legate în fața genunchilor și pe dedesubtul genunchiului îți pune o bârnă de lemn și te suspendă între două birouri și te bate cu bastoanele sau cu picioarele peste tot, în organele genitale, în spate, în rinichi, în ficat, la ceafă, unde te apucă.
ei bătându-mă, la un moment dat intră șeful poliției economice, Rădulescu se numea, este în viață, e mare afacerist, culmea ironiei, intră Rădulescu, probabil că e pensionar acum, dar familia lui continuă mai departe ce a construit omul în ultimii 35 de ani. Intră Rădulescu și zice, cine e ăsta? Ăsta e ăla cu pantofii. Băgați-l în aia măsii, în pușcărie. Mă ia, mă oprește, nu mă mai bate. Mă scoate pe rotisor, îmi pune cătușile, mă ia prin spate. Mama era, mă aștepta. Nu știa nimic de asta. Mă ia, mă pune într-un aro, mă duce la procuratură, intră în fața procuror, un nenorocit, un procuror care l-am văzut după Revoluție, l-am găsit într-un tren, m-am răzbunat atunci pe el, pot să spun, i-am turnat o bere în cap și n-a schițat un gest, era el și încă cu vreo trei securiști. Unul n-a schițat un gest. Cred că îi mâncam atunci. În fine, și îmi demandat de arestare de 30 de zile. De hoț. Mă bagă la beciurile poliției, mă cheamă în fața mamei, zice, vă rog să-i aduceți niște haine că este arestat. Mama m-a rămas paf. Cum? Ce? Păi a venit să dea o declarație. Cum? Ce s-a arestat? Pentru ce s-a arestat? Și acum vă spun, pentru o pereche de pantofi, eu mai târziu am aflat toate treburile astea, eu n-am de unde să le știu. Și le spun fără rușine, că așa s-a întâmplat. Pentru o pereche de pantofi nu puteau să mă condamne la nimic. Da. Nu, era un prejudiciu, chiar dacă îi furasem. Nu i-am furat, dar chiar dacă i-aș fi furat. Nu puteau să mă aresteze. I-au făcut o ilegalitate. Și în fiecare zi mă scoteau din arest, stăteam 10 oameni în 2 pe 2, dormeam 3 într-un pat suspendat și mă scoteau afară și mă băteau sistematic să recunosc că am furat 5 perechi de pantofi. Ca să poată să vă facă dosar. Ca să poată să facă dosar. Dar ce aveau cu dumneavoastră? Nu știu, n-am de unde să știu ce a fost cu mine. Să fi fost exces de zel a ălora, să fi fost urmările, mă urmăreau. Sau oare așa? Nu am de unde să știu. Eu asta era procedura pentru majoritatea oamenilor. Eu nu știu, nu vreau să blufez, nu vreau să pozez în eroul ăla urmărit, dizidentul ăla așa, nu știu. Poate să fie o coincidență, poate să puteam să fiu urmărit, puteau să caute să scape de gura mea, că eu eram un tip guraliv, adevărul ăsta este. Înțelegeți că pe mine mă amuză când unii mai zic, mă, am fost pe Revoluție și am stricat jos Ceaușescu. Păi am stricat jos Ceaușescu de la 18 ani până la 28, non-stop. Pe unde apucam? Și la stadion, și când venea galeria, Poli și huiduiam și jos Ceaușescu. Asta era o regulă, nu era o mare problemă. În fine. Și ce ați făcut? Deci, a reușit să vă bage pe gât cele 5 perechi? Și a venit, foarte interesant, a venit avocatul care trebuia să mă apere, Răuță Valentin îl cheamă, și a zis, bă, recunoaște și tu că ai furat 5 perechi și te lasă ăștia liber. Uh-huh. Și îți dă la locul de muncă, că altfel nu scapi. Uh-huh. Păi eu, cât aveam, 20 ceva de ani. Până în 28. Până, da, bineînțeles. Nu, eram tânăr, 21, 22, ceva de 23. Eu de unde să știu despre ce e vorba? Eu în gândul meu, eu m-am șocat. A fost prima oară când am fost arestat. Eu eram acuzat, eu stăteam cu criminalii. Eu am vorbit cu oamenii aia. Eu stăteam cu criminali care au omorât oameni. Pentru mine a fost un șoc. Deci eu, copilul ăla, idealistul ăla care vreau să ajung doctor veterinar, sunt arestat într-o pușcărie, chiar făcusem cerere să merg în excursie Ungaria, Cehoslovacia, DDR, dar cu gândul să trec frontiera. Și culmea ironiei că și primesc aprobarea după ce ieși din arest. Îmi primesc de acasă pașaportul semnat și ștampilat că pot să plec. Dar ăla e un alt episod. În fine. Și zic eu în sinea mea, bă, ce să fac? Hai că recunosc. Și am semnat cum că am furat 5 perechi. Și ăla... Bine, eu după Revoluție am strigat cât am putut. Sigur, sunt amnistian, nu am niciun cazier, nu am nimic, dar eu am vrut să spun oamenilor ce s-a întâmplat. Ăsta este adevărul. Înțelegeți? După aia, deci, asta a fost o mare mizerie. Am plecat, am reușit să plec în Ungaria, Cehoslovacia. Deci v-au eliberat. Polonia RDG. Mă întorc, ne mergem până în DDR, nu putem să trecem. Noi am vrut să trecem zidul Berlinului, dar era puțin dificil. Ne-am întors înapoi, am zis că trecem pe la Austria și Ungaria. Ne prind niște oameni civili, pur și simplu nu ne dă pe mâna poliție, dar zice să plecăm de acolo. Și nu mai trecem. Ne întoarcem înapoi în țară. Lucrurile încep să decurgă, trece timpul.
în fiecare an, în fiecare an. Schimbați cât tot un mai job, rău, schimbați cât un job. Încep ăștia să mă cheme la securitate, mai îmi trăgeau câte o bătaie, mai îmi trăgeau una peste cap, să nu uiți că te urmărim, să nu uiți nu știu ce, nu știu ce. Și vine anul 1988. În 1988 deja am zis, bă, cum trec frontiera? Și am găsit o metodă foarte bună. M-am angajat la Plafar, la întreprinderea de ceaiuri medicinale, Timișoara, care făceau, printre care Plafarul aveau și floră naturală, care creștea natural. Erau porțiunile de mușețel sălbatic, care nu de cultură, și alea cresc în sărături, iar sărăturile sunt pe frontieră. Și eu m-am dus cu frontieră, cu bilet de voie, că mă duc, și am studiat frontiera pe unde trec. Și în 1988, în 10 octombrie, împreună cu doi băieți care am cunoscut la mare din Buzău, trec cu Sorin Medeșan și încă un coleg, nu mai țin minte, am trecut frontiera la sârbi. Eu știam puțin sârbește, le-am zis, nu vorbiți o babă, a fost groaznic cum am trecut, foarte, foarte greu. Cred că am mers 3 km târâși. Faptul că am avut condiție fizică m-a ajutat enorm de mult. Prin canale, am trecut. Din păcate, ăștia doi prieteni mei au vorbit românește, ăștia i-au depistat, erau turnătoși destul de pe frontieră. Și înainte de Belgrad, eu eram la toaletă. Ăștia doi s-au dat de gol imediat și m-au dat în gât și pe mine. Eu am ieșit la toaletă, direct cum am ieșit la toaletă, mi-au pus cătușile pe mâini. Și în loc să ajungem la Padinska Schela, care au un lagăr de unde, dacă ai trecut frontiera, ajungea la Padinska Schela și de acolo pleca mai departe. În Germania, în Australia, pe noi ne-a trimis direct înapoi la Vârșeț, ne-a ținut, ne-a arestat, ne-a întrebat ce vrem să facem, am declarat tot că vrem să plecăm, că vrem să fim liberi. Ne-au condamnat la 3 săptămâni de pușcărie în Iugoslavia și după aceea ne-au dat înapoi. Când am ajuns, ne-au bătut ăștia de ne-au rupt, ne-au condamnat. Eu am primit 3 ani și vreo 9 luni, că, așa cum v-am spus mai devreme, pe vremuri procedura era după ce te judecau, pe frontieriști te întrebau, regreți fapta? Și probabil că toată lumea zicea, da, regret. Și eu am zis, da, regret, dar singurul lucru care regret e că m-au dat sârbii înapoi. Pentru asta mi-au dat 3 ani și 8 luni de zile. Norocul meu a fost că Ceaușescu, în nebunia lui, a dat o amnestie, deci până la 15 ani și am reușit să scap și am stat numai 4 luni de zile în pușcărie la Popa Șapcă. Și după care, bineînțeles că mă pregăteam din nou, chiar mă antrenam să trec frontiera din nou, dar a venit acel moment la Tocheș, care vi l-am povestit, în care am zis că ori, cale de întoarcere nu mai este, dar bineînțeles, înainte de asta vreau să spun că pe data de 10 luni, decembrie 1989, în cadrul întreprindere fac greva foamei din cauza condițiilor de muncă. Da, sigur că printre altele am mai băgat una că suntem, cum să spun, suntem opresați, sistemul ne vesează, faptul că sunt chemat regulat ca pe un câine să mă verifice, condițiile de muncă și așa mai departe și am stat, cum v-am spus, am stat 3 zile în greva foamei la locul de muncă. Nu am zis că fac greva foamei și m-am dus acasă. Am stat la locul de muncă, fără de mânc, fără de beau. Îmi căzuse puțin glicemia, în fine, zahărul din sânge, nu mă simțeam bine, dar am fost bine. După 3 zile a venit securistul Ștef, Marian Ștef, m-a luat, m-a dus în biroul directorului Pleșa, de la Electrometal, era un director nou, care venise, pentru că directorul vechi mă cunoștea, el conea, de fapt, cunoștea pe soția mea. Așa am fost și angajat, prin bunăvoința acelui director care m-a angajat, dar el a ieșit la pensie și a venit acest Pleșa, care l-a chemat pe securist, m-au luat, m-au legat de calorifer, m-au bătut bine și după ce m-au bătit, m-au întrebat dacă mai continui. Și am zis că mai continui și atunci mi-au arătat codul penal și mi-au spus pentru instigare contra Partidului Comunist Român 25 de ani. Eu aveam un băiețel de 3 luni jumate și sigur că am zis că e mai bine să renunț. Și am renunțat. De acum încolo vine data de 16 și știți tot ce s-a întâmplat. Acum, tragem linie. Vă pare rău de ceva? Ați schimbat ceva la... Păi sigur, România nu mai se întoarce niciodată. Nu cred că mai există cale de întoarce. Nu cred vreodată în timpul vieții mele că România va mai deveni acel regim comunist și acel regim dictatorial. Sigur, sunt multe de format. Dar noi să nu uităm un singur lucru, că, de exemplu, statele vestice au o democrație de 1000 de ani. Noi avem o democrație tânără de 35 de ani.
sunt o groază de rebuturi, de scursori ale Partidului Comunist Român și de oameni ai sistemului care după Revoluție au cunoscut sistemul, au avut banii, finanțele, au făcut afaceri și astăzi sunt milionarii de astăzi. Tot știm, nu trebuie să-i prezint eu, nu trebuie să zic eu mai mult despre lucrul ăsta. Timpul era pe toate. Din păcate, societatea românească se luptă la ora actuală cu, cum se spun, cu copiii sau copiii copiilor acestor gunoaie comuniste care au condus țara 35 de ani și care au fost slugile sistemului și probabil, așa cum v-am zis, va trebui sau va curge multă apă pe bega până vom avea o democrație pură. Ca o concluzie mare, aș putea să zic că la ora actuală, în 2024, întreaga omenire trăiește într-o foarte mare situație grea. Fiecare țară e datoare fiecăreia. Singurul lucru posibil, cum l-aș vedea eu, e o resetare mondială. Dar o resetare mondială înseamnă un război mondial. Mesajul pe care poate reușim să formăm un echilibru. Sau poate să reușim să... Da, sigur, așa cum ziceți. Ce aș vrea eu, un mesaj să-l transmit din partea mea, este ca toată lumea și mai ales tinerii care vor veni după noi și după moartea noastră să prețuiască două lucruri. Viața și libertatea. Și libertatea. Viața care este extraordinar de frumoasă și nu se referă numai la cei 5 km pătrați unde te-ai născut. Călătoriți, mergeți în lumea mare, deschideți-vă ochii, veniți acasă și aduceți ce e mai bun. Iar libertatea, nu uitați să luptați neîncetat. Pentru libertate nu există limite. Cam asta. Vă mulțumim. Cu multă plăcere. Doamne ajută.